Salutare, americanul vă salută. Astăzi americanul începe o acțiune forță. Astăzi vom face gogoși. Fiți atenți să vedem ce iese. Avem aici zahăr. Avem făină. Avem făină. Avem făină. Avem dulceață de căpșuni. Și bineînțeles, laptele este pe poziție. Și bineînțeles, la urmă îi punem și un pic de iaurt. Americanul o să înceapă acțiunea în maxim 5 minute. O să vedeți ce iese. Și aici avem ouă. Deja se vede. Punem 30 de ouă. Nu, punem de fapt 10. Ne vedem în acțiune. Deci facem aici un test. Să vedem ce iese. Eu am mai făcut gogoși. Dar de data asta să vedem care este șmecheria. Punem apă. Apa este cam fierbinte. Dar o să o lăsăm să mai răcească. Pentru că este prea fierbinte, punem toată apa și să vedem ce iese. O să vedeți. Avem aici țaicul. Este un fel de țaic din altă țară. Ia uitați-l. Și bineînțeles, aici o să-l adăugăm. Și după cum v-am zis, avem aici ouă. Ia uitați-l. Ouă de găină. O să adăugăm un rând de ouă, maxim 5-6 ouă și apoi începem cu făina. Făina este pe poziție, laptele pe poziție. O să vedeți acțiunea în maxim 5 secunde. Deci rețeta asta care o fac eu acum este un pic amețitoare. Dacă nu este bine ce fac, lăsați acolo în comentarii. Am pus laptele peste apă. Ia să vedeți. Și o să vă spun de ce am pus laptele peste apă. O să vă dau răspunsul în acțiune. Deja am pus o jumătate de litru de lapte. Ia să vedeți cu ce instrument apare american. Ia fiți atenți aici. Ia uitați aici. Fiți atenți. Un instrument foarte tare. Deci acesta este un instrument vechi. Ia uitați-l. Deci uitați-vă la acest instrument. Cât de vechi este. Și am zis să-l arunc. Este luat dintr-o țară. Ia uitați-l. Deci înainte așa se folosea. Ia uitați-l. Deci instrumentul este forță. Deci, ia uitați, un instrument acționar. După cum vedeți, adaug aici țaicul, pudra. Băgăm 3 pachete, 4 pachete băgăm aici să crească bine, să fie fragede. Și la urmă o să vedem aici ce este. 4-5 pachete băgăm. Băgăm aici să umflă. Și după cum vedeți, o să iasă o acțiune totală. Eu zic că am pus prea multe, nu? Vă ce ziceți? Dăm aici la manivelă, mergem cu acțiunea prin tigaie. Ia uitați-vă, deja s-a făcut spumă. Mestecăm ușor. Bineînțeles, am și automat. Ia uitați ce spumă s-a făcut. S-a simțit că n-am bătut ouăle. Trebuie să bătem și ouăle aici. Ia uitați-vă aici. Ați văzut? Mai am un pachet. O să-l adaug și pe ăsta. O să-l adaug și pe ăsta. Și să știu o treabă. Deci nu vă mirați de acțiunea asta. Este și un fel de test. Și bineînțeles, americanul vă arată cum se face gogoși. Deci gogoși în stil indian. Deci ați văzut ce spumă a ieșit. Nu știu din ce cauză a ieșit spuma asta. Orice neregulă, orice acțiune, vă puteți să lăsați acolo în comentarii. Lăsați acolo în comentarii că e bine. Ați văzut? Mergem frumos pe margine. Luăm toată spuma frumos. Ia uitați. Imediat o să lase spuma. Acum o să adăugăm zahăr. Avem aici zahăr de căpșuni. Și bineînțeles, două mari minuni ale lumii. Uitați-le aici. Tot aici avem dulceață de căpșuni. Și bineînțeles, cu acest aparat ne facem treaba. Ia uitați-vă. Căpșunatul Barosan. Ați văzut? Acum adăugăm zahăr.
adăugăm un pic de zahăr, punem 3 linguri de zahăr aici peste spumă, peste lapte. 2, 3, 4, 5, 6. Am pus 6 linguri. Acum învârtim ușor, iute. Ia uitați-vă. Dacă învârteți bine, bine, o să iasă treaba. Ați văzut? Spuma a dispărut. Frumos, frumos. Ia uitați. O să vedeți finalul. Finalul este în acțiune. Frumos. Acum să gustăm din acțiune. Ia. Să vedem dacă e dulce. Mamă, mamă, perfect. Mai mult de atât nu se putea. Fiți atenți ce acțiune facem acum. Avem aici aluatul și acum o să vedeți mai tare acțiune. Mi-a zis cineva că să mai pun un pic iaurt. Ia uitați-vă aici. Avem iaurt, dar am zis să nu stric aluatul. Punem un pic de brânză făcută. Ia uitați-vă aici. Iaurt. Punem și un pic de iaurt. Ați văzut? Ia să gustăm. Este acru. Este un iaurt special. Acum să vedeți o altă acțiune ce face americană. Fiți atenți aici. Punem castronul ăsta aici. Așa. Și urmăriți aici o acțiune incendiară. O acțiune catastrofală. Ia fiți atenți ce face acolo american. Hop. Aici punem ouă. Să vedem câte ouă punem. Am zis să pui de 7, 8. Băgăm aici 10-20 de ouă. Dar punem deocamdată 5-6. Pentru că bolul este mic. Ați văzut acolo, ați observat ceva în acest bol. Uitați-vă cum am pus iaurtul. A apărut o acțiune acolo. Deci nu vă speriați că o să iasă totul ok. Numărați voi aceste ouă care le introduc în bol. Pentru că eu nu le număr. O să mă uit doar pe carton. Am băgat până acum 8 ouă. Deci înseamnă că trebuie să mai bag încă 30. Eu zic că ajunge. Perfect. Ați văzut? Și o să-mi arăt acum imediat ce se face cu aceste ouă. Fiți atenți. Urmăriți procesul de acțiune. Deci, acum o să urmăriți procesul. Fiți atenți. Luăm aceste ouă, le batem repede aici, frumos, deasupra. Și o să vedem ce iese. Ia uitați-vă aici. Op, 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 op. Șmecheria a sărit. Ați văzut? Bun. Acum venim cu tractorul. Fiți atenți aici. Venim cu tractorul. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă aici. Ați văzut? Bate cu tractorul prin tigaie de mama făcut. Deci am bătut și ouăle și acum mai facem o manevră. Capacul acesta trebuie să deschidă. Gata, l-am deschis. Ce avem aici? Avem dulceață de căpșuni. Frumos. Luăm de aici o jumătate. Uitați-vă aici. Am pus aici o lingură și mai punem aici o lingură. Deja am pus acțiunea. Foarte bună dulceața.
Și acum începe iar procesul de acțiune. Fiți atenți. Căutăm dulceața și o prindem în aceste jmecherii. Bineînțeles, o să vedeți finalul spectaculos. Foarte bun. Și după cum vedeți, americanul trebuie să punem și un pic de sare. Și bineînțeles, acum o să punem și un pic de ulei. Deci procesul poate dura și într-o oră. Ia uitați. Am pus un pic de ulei. Uitați ce acțiune este acolo. Vă dați seama ce am băgat aici. Și acum următorul proces o să fie făina. Zahărul punem deoparte, pentru că ne trebuie. Îl punem aici. Acum voi desface pachetul de făină. Fiți atenți, avem făină T55. Adică T55 înseamnă că făina este la măsura ei. Fiți atenți. Acum vom începe o acțiune totală. Fiți atenți. Vom lua această lingură. Și bineînțeles, începem să punem aici până coca devine groasă. Depinde. Aici eu fac regula. Dacă vreau să fac coca groasă, o fac. Dacă nu, nu. Acum începem acțiunea. Deci acțiunea asta poate dura foarte mult, dar până la urmă riscul meseriei. Ați văzut? Punem făină peste făină. Și o să vedeți ce este. Finalul, adică o să vedeți și gogoșile în cratiță. Și bineînțeles, o să vă arăt cum sfârâie gogoșile și în cratiță. Dar haideți să facem aluată deocamdată, că trebuie să crească și aluatul ăsta un pic. Dacă nu are loc aici, eu o să-l adaug într-o tigaie. Acolo o să vedeți. Haideți să venim cu o acțiune. Fiți atenți. Ia, haideți să dăm pe dreapta. Ia uitați-vă aici, cum este. Zici că sunt în evul mediu. Frumos. Și acum mai facem o acțiune totală. O să punem aici făină, forță. Punem toată punga asta de făină. Oricum, din două pungi de făină trebuie să intre aici. Deja o pungă s-a dus. Ați văzut? Și bineînțeles, 5 plicuri.
care trebuie să le aruncăm la gunoi. Și acum băgăm iar acțiune aici. Ia fiți atenți aici. Dacă nu, o să punem într-o oală, vedem care este treaba. Până coca devine groasă. Și apoi o să vedeți voi cum iese gogoșile. De cât urmăriți acțiunea. Nu vă speriați. Ați văzut? Mai trebuie pungă de făină, două pungi de fapt. Și o să vedeți, coca începe ușor, ușor și înroașe și bineînțeles o să fac un stil de gogoașă în care poți lua cu lingura și apoi o arunci în crața cu lei fierbinte. Trebuie foarte bine măruțită coca, că dacă nu, o să iasă pe la jumătate, o să fie numai bulți de făină. Acum mai desfacem o pungă de făină și bineînțeles vom începe acțiunea. Deja am desfăcut o pungă de făină și o să punem iar pe deasupra până se îngroașă coca și apoi o să vedeți finalul. Finalul o să fie prea tare. Frumos, elegant. Începem cu acționarul. Ați văzut? Ia uitați-vă aici. S-ar putea să facem o schimbare perfectă. Fiți atenți. Schimbarea care o să o facem, o să punem din alt bol, o să punem acțiune. Am pus un pic de lapte aici și bineînțeles o să vedeți aici schimbare. Fiți atenți. Ia uitați-vă. 1, 2, 3, 4. Ați văzut schimbarea? Ce schimbare este? O schimbare radicală.
Deci am pus aluatul, l-am pus în poziție aici. Pentru că aici nu mai avem loc și trebuie să facem un aluat ca lume, că este prea mic. Este prea mic bolul. Acest bol va merge la spălat. În bucătăria externă, ia uziți. Începe acțiunea, ați văzut? Acum avem mai multă mișcare aici, ia uitați-vă ce putem face aici în oala asta. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Avem mai mult curaj. Deci se vede foarte bine. Acum luăm cu lingura și mestecăm roată-roată. Ia uitați. O să începem și la a treia pungă de făină. Ia uitați. Deci aici putem învârti mai mult în această oală. Ia uitați. Aluatul este perfect. Zici că este clătită contemporană. De secolul 150. Deci, domnilor, vom începe a treia pungă de făină. Și între timp, coca va crește. Între timp, americanul o să bea un par de vin rece. Din via proprie, deja strugurile este verde, l-ați văzut. Și bineînțeles, poți bea vin din strugurile verde. Ia uitați ce este aici, fiți atenți. Deci rogoși extraordinare. Ați văzut? Haideți să mai băgăm și un pic pămeion în funcțiune. Nu prea mai funcționează, gata. Este aluatul prea gros și nu mai. Deci trebuie să-l aruncăm la spălat. S-ar putea să folosim și mâinile. Dar nu prea îmi place să bag mâini în cocă. Dar până la urmă o să vedem care este treaba. O să vedem finalul. Finalul o să fie perfect. Până la urmă vom începe cu acțiune. Deja, uite, mai am o pungă de făină. Mai am o jumătate. De fapt, n-am băgat 3 pungi de făină. Aici e treaba. Uitați. Trebuie să începem. Deja coca este fierbinte, după cum văd aici. Înseamnă că este bine. Și haide să începem acțiune. Ia uite, și fierbinte e coca. Deci, normal așa se învârte gogoșile. Și bineînțeles, aici o să fie o acțiune rară. Ia uitați. Fiți atenți. Eu am mai făcut gogoși. Deci, până acum avem 3 pungi de făină băgate. Deci mai am o jumătate de pungă. Dar dacă mai intră una, trebuie să mă duc până la magazin. Și magazinul e la 1 km. Vă dați seama. Și până vin eu de la magazin, înseamnă că aceste gogoși o să fie jale cu ele. Mai am aici o jumătate. Și o să vedeți câte gogoși fac eu din aceste pungi. O să iasă la gogoși. Și o să dau la tot satul să mănânce gogoși din mâna americanului. Rămâneți pe față că americanul face gogoși.
trebuie frământate bine, că dacă nu este frământate bine, ele nu crește. Ai văzut? Telefonul a picat în acțiune. Și bineînțeles, cogoșele trebuie frământate 100%. Mai adăugăm un pic de făină. A picat telefonul tocmai când vreau să iau sticla de ulei, ca să dau cu un pic de ulei pe mână. Ia uitați cât ai coc aici. Prițați. Deja aici avem 3 kg de coc. Deci, ca să zboare făina asta după mână, trebuie să dai cu o altă făină, știi? Uite, se duce singură. Ați văzut? Ia uitați. Și acum o să vedeți finalul. O să las coca adospit. Și bineînțeles, deci coca se lipește de mâini. Ceva nu e bine. Am văzut. O să băgăm coca la dospit și o să vedeți cum iese. Mai amestecăm un pic. Văd că este bine, văd că este perfect. Mai adăugăm un pic de făină și facem 30 de minute paluat. Vă dați seama cât a filmat telefonul? 30 de minute mi-a luat ca să frământ aceste gogoși. Deci mi-a luat ceva oricum. Gata, începe să îi revină luatul, pentru că coca începe să zboare singură după mâini. Când începe coca să dispară după mâini, înseamnă că aluatul nu mai trebuie făină. Deci să știți foarte bine asta. Uite aici. Deci am făcut o cocă de nota 10. Gata, începe să zboare aluatul după mâini. Am avut norul de data asta. Finalul o să fie perfect. Acum mai frământăm un pic. Și bineînțeles, o să vedeți acțiunea cu uleiul. Ia uitați-vă la această cocă, cât de mare este. Ați văzut? Am pus-o la tigaie. Deja totul e pregătit. Vom începe acțiunea de preparare a gogoșilor. Acum lăsăm să crească un pic coca, să vedem cât crește. Oricum e jumătate de oală, dar o să vedeți finalul în maxim 5 minute. După cum vedeți, aici avem coca. Acum vom lua din cocă, a crescut ceva timp, aici avem un pahar și bineînțeles începe să facem acțiune totală. Fiți atenți! Ia uitați-vă! Ați văzut? Facem gogoașa plată, frumos, și o să vedeți acțiunea în cratiță. Fiți atenți aici. Facem două într-o bucată. Fiți atenți. Ați văzut? Uitați-vă aici. Bum! Ia uitați-vă. A ieșit 3 gogoși. Fiți acum. Atenție. Luăm acest aluat. Îl punem aici pe fund. Și vom începe acțiunea. Vom da drumul la tigaie. Și bineînțeles, gogoșile o să le aruncăm în tigaie. Și o să vedem ce iese. Și acum avem aproape o jumătate de oală de făcut, adică vreo 500 de gogoși. Probabil o să iasă din această acțiune. Probabil o să iasă gogoși umplute cu zahăr. Aici pot să adaug o gogoașă, să pui dulceață. Vom începe acțiunea chiar acum. Ia uitați-vă, am pus dulceața. Întotdeauna dulceața se pune mai mult pe jumătate. Ați văzut? Frumos și fiți atenți aici. Cum se face? Ia uitați-vă. Una, două. Și trei.
Și facem aici lipitură de sudură. Banc. Ați văzut? Gogoașa în stil convoi militar. Ia uitați-vă. Și vom merge la acțiune și vom pune gogoșile în cratiță. Vom merge cu gogoașa stil convoi militar. Ia uitați-vă. Și bineînțeles, gogoașa în stil convoi militar va fi pusă în tigaie de americano. Și ia uitați-vă cât este oală plină de sugaci. Ați văzut? Am pus la cratiță gogoașa în stil convoi militar și acum aceste gogoși în stil OZN le-am pus în tigaie. Fiți atenți să vedem ce iese. Ori este scoverci, ori este apă de ploaie. Vom vedea finalul și bineînțeles gogoașa în stil convoi militar, văd că se prezește bine. Vom vedea acțiunea în curând. După cum vedeți, gogoașa a început să-și ia forma de atac. Fiți atenți aici. Deci americanul înseamnă că o să facă gogoșile super tare. Ia uitați-i aici. Este ceva extraordinar. Super tare, ia uitați-i. Super tare. După cum vedeți bine, gogoșile sunt deja făcute. Fiți atenți aici. Punem un pic de zahăr. Ia uitați-vă cum a ieșit gogoașa în stil convoi. Ia uitați-vă aici. Perfect. Dar mai avem de muncă. Ați văzut? Și bineînțeles, gogoșile. Ia uitați-le cum arată. Bum. Ia. Mamă, mamă. Să aveți poftă. Americanul vă salută. Și bineînțeles, avem de treabă. O oală de aproape 10 kg. Trebuie făcută, o să iasă 500 de gogoși. La revedere, ne vedem în următoarele videoclipuri.